Peste 1000 de persoane au participat marți seara la concertul Stradivarius de la Hobița. Violonistul Alexandru Tomescu a anunțat evenimentul din județul Gorj pe pagina oficială. Hobița sunt astăseară în locul în care a văzut lumina zilei Brâncuș, care ne-a primit în curtea sa împreună cu Bach și Stradivarius, a scris muzicianul pe Facebook. Concertul ce a avut loc seara trecută la Peștișani face parte dintr-un turneu național al violonistului Alexandru Tomescu și al viorii Stradivarius.